Bună seara, prieteni! Suntem la o ediție ProSport Live pe site-ul www.prosport.ro. Astăzi vorbim despre ce s-a întâmplat aseară în Ghencea. Un derby, unii spun de tradiție, alții spun că nu este Steaua. O întreagă discuție, mai mult în afara meciului decât pe teren, unde am văzut o partidă Steaua Rapid, în care nu au existat veleități tehnico-tactice deosebite. N-a fost un meci deosebit. Am avut în tribună 13.689 de spectatori. Asta este cifra exactă comunicată de organizatori. Vom vorbi și despre acest meci. Vorbim și despre ce se întâmplă în seara asta la Cluj, Universitatea Cluj, CFR Cluj, în Cupa României, un meci al marilor orgori. Până atunci, în studioul ProSport se află colegul și prietenul Marius Avram, colaboratorul ProSport, fostul ecuson FIFA, cum îmi place mie să spun, și un invitat surpriză, Dragoș Anghel, fiul fostului mare conducător de la Dinamo din anii 80, Vasile Anghel, în premieră la ProSport Live. Bună seara și bună seara tuturor celor care ne urmăresc. Marius, am văzut aseară un meci Steaua Rapid, Rapidul fără atacanți, dar fără o evoluție foarte bună, și a demonstrat dictonul ăsta pe care îl spun rapidiștii, cum să spun, care sunt autentici și văd realitatea, nu aia ultraji, care spun, domne, Rapidul joacă bine acasă, dar foarte prost în deplasare. Da, se repetă ceea ce s-a întâmplat și anul trecut în campionat. La fel spunea toată lumea, deși nu era antrenorul care este acum și echipa un pic arăta diferit, că acasă e într-un fel și în deplasare în alt fel. Și mai mult decât atât, Rapidul se mobilizează extraordinar cu echipele mari, echipele cu care se bate la titlu sau, zicem, echipele de play-off. Adică se mobilizează duminică, vrei să spui. Exact, dar în schimb nu încetează să-i surprindă pe suporteri cu echipele mici. Și am prieteni foarte buni care sunt în galeria Rapidului și merg meci de meci și au abonament acolo și îmi spun tot timpul cele mai mari emoții le avem când jucăm cu Botoșan, cu echipele mici, echipele de play-out, pentru că știm că atunci se poate întâmpla orice, Rapidul nu încetează să ne surprindă și noi atunci avem cele mai mari emoții. În schimb, când știm că jucăm cu FCSB, atunci emoția e total diferită, pentru că suntem convinși că echipa se mobilizează. Ăsta e Rapidul. Ne aducem aminte de vorbele lui George Copos cu farmecul vieții. Și cu echipa. Iată, ajungem să-i dăm dreptate în ziua de azi. Confirm ceea ce spunem, pentru că știu și de la tata și după vremea mea când eram copil, problema Rapidului a fost întotdeauna, ei din asta au trăit, din asta s-au hrănit, să bată pe Dinamo, pe Steaua și pe Sport. Nu contează dacă retrogradau, ce se întâmpla, i-am văzut pe ăștia sunt cei mai buni. Exact. Și în rest, exact ce spune și el, cu celelalte echipe nu mai conta. Numai că acum e o doză de, părerea mea, de seriozitate prin venirea domnului Șucu, prin tot ceea ce întreprinde și alu' Bergodi. Și Bergodi, care jos pălăria și apoba, dar în primul rând de la cap începe totul, nu? Și cu asta se vede. Și în teren și peste tot, părerea mea. Marius, dar suporterii cu care discuți acum, când erai arbitru, ce ziceau despre tine? Când arbitrai Rapidul? Nu, să știi că mi-au spus de multe ori, dom'le, da. Nu prea l-au alergat. Pe tine îmi spuneau că pe mine mă apreciau, pentru că eu am arbitrat un meci Rapid Steaua, în care Rapidul a bătut cu 5-1. Și a fost rezultat istoric al Rapidului. Da. Eu am fost la acel meci și ei mi-au zis, noi de atunci să știi că ești noi te avem pe tine, că te apreciem, pentru că la meciul ăla n-ai făcut nimic deosebit, să dai vreun penalti. Absolut nimic, nimic deosebit. A fost un 5-1 sec. Nu, penalti ori am dat două. Da, pe noi, dar nu în sensul unul pentru Rapid, unul pentru Steaua. Nu pui corect și a fost de treaba lui. Nu. Urmează meciul ăsta FCSB Rapid și am văzut că ProSport astăzi a anunțat că arbitru va fi Sebastian Colțescu. Ți se pare o alegere inspirată? Îți reamintesc că Sebastian Colțescu a fost la centru la un farul FCSB foarte de curând, când a inventat un penalti așa la 0-0, și mă gândesc să nu fie discuții. Domnul Gigi Becali, despre care o să vorbim un pic mai târziu, a spus că și-l dorește pe Colțescu la meci și iată că s-a întâmplat. Fie dorința împlinită. Până la urmă... Asta e pofta ce poftesc. Niciun meci nu seamănă cu altul. Faza aia, cred că și Sebastian Colțescu, după ce a revăzut-o, a analizat-o și și-a dat seama că a greșit-o. Sunt convins de lucrul ăsta. Eu nu. Pe de altă parte, el a arbitrat, dacă nu mă înșel, anul trecut, cam în aceeași perioadă. Un 3-1. Un 3-1, FCSB cu Rapid. Deci are un istoric. Echipele îl cunosc foarte bine, un arbitru foarte experimentat. Nu mai este pe lista FIFA, din păcate, dar eu cred că el are maturitatea și experiența necesare să ducă acest meci la bun sfârșit, fără probleme. Dacă mă întrebai acum 2-3 ani, ți-aș fi zis
Nu sunt sigur că arbitrează foarte bine în ultima perioadă, cu excepția s-a mai liniștit, s-a mai calmat. La un moment dat era imprevizibil și nu știai câte cartonașe putea să dea, 10-15 cartonașe într-un meci, dar în ultimii ani s-a temperat și arată o motivație internă a lui diferită față de trecut. Probabil și de când l-au scos pe lista FIFA, tot vrea să demonstreze că el este în continuare în top. Mai are 5 sau 6 meciuri și va deveni cel mai delegat arbitru din istoria fotbalului românesc la nivelul ligii întâi. Și atunci, și asta este pentru el o motivație să continue pentru a ajunge numărul 1, va depăși pe Tudor Alexandru în curând. Și dar de ce nu Ișvan Cova sau Ovidiu Hațegan? Asta vreau să spun, că lucrul ăsta ne arată că lista FIFA în momentul de față are o problemă. Deci lista FIFA este cu probleme. Dacă nu arbitrează Ișvan Kovac, Ovidiu Hațegan, ok, că el e în revenire și este și astăzi la Cluj și da, a arbitrat deja și primul meci în cupele europene. Și va fi rezervă. Radu Petrescu, cine mai e? Marcel Bârsan, Chivulete, Barbu. Deci dacă cei din Comisia Centrală nu găsesc un arbitru FIFA, care lista FIFA în mod normal are, trebuie șapte să fie nume. Top. Sunt șapte cei mai buni din țară. Da? Cei șapte cei mai buni. Așa ar trebui. Înseamnă că la nivelul ligii întâi avem o problemă cu lista FIFA. Nu se poate baza Comisia Centrală pe toți cei șapte din lista FIFA și atunci din start pornește cu un dezavantaj atunci când face delegările CCA-ul, pentru că deja 2-3 nu poți să-i bagi în calcul. La vorbim de un Barbu, de un Chivulete, nu i-am văzut la niciun derby niciodată, deși sunt de 2 ani pe lista FIFA. N-au arbitrat niciun derby. Deci e clar că din start pe ei exclud din calcul în momentul în care fac delegările. Și atunci apar numele acestea. Colțescu, Cojocaru, da, l-am văzut de foarte mult pe Cojocaru, da, arbitrând meciuri tari. Și atunci întrebarea se pune, care mai este rostul listei FIFA dacă ei nu pot arbitra cele mai tari meciuri? Pe vremea când se făcea lista FIFA acum 10-15 ani, se considera că trebuia să arbitrezi orice meci, să fii capabil de orice meci. Da, în primul pe rând pentru derbiuri erai făcut pentru lista FIFA. Erai dintre cei mai buni din țară în momentul respectiv. Și atunci practică la orice nivel. La orice nivel. Și atunci lucrurile un pic s-au schimbat în ultima vreme, da, și iată cum Vasara s-are o problemă. Chiar doamna, nu te vreau să întreb, dar vreau să mă lămuresc și eu, să nu mă prost. De ce e procesul ăsta așa agresiv? De ce? Când are un dialog cu un jucător, bun, când ei mimează, când da, are altceva, are omul dreptate, ia cartonaș și mai și comentează. Mă, dacă nu fac nimic sau cere o explicație. Sunt înverșunat, să sunt încrâncenat. Și la Ișvan Kovac am văzut chestia asta. Că nu suntem dușmani în teren. Nici eu n-am înțeles lucrul ăsta niciodată. Eu, ok, poate spre deosebire de ceilalți, am avut norocul că l-am avut pe tatăl meu, care mi-a fost mentor și îmi spunea tot timpul, tu, ca arbitru, de ce ești nervos? Da. Ce, care-i presiunea pe tine? Te interesează pe tine scorul sau miza jocului? Pe tine te interesează să vezi legile jocului, bravo, și să fii un factor de calm și de echilibru. De ce se enervează? Nici eu nu pot să-mi explic. Poate unii din cauza personalității, asta, cum nu, era nu Tudor, poate, de exemplu, da, da, personalitate mai da, militaros așa, da, iar alții poate simt o presiune prea mare pentru nivelul la care arbitrează. Pe mine chiar m-a amuzat că venea unul nervos la Marius și Marius vorbea foarte... Pentru că presiunea era la mine, era la ei. Iar eu înțelegeam lucrul ăsta. Că ei erau cei care aveau presiunea. Domnul Angel, cum sunt arbitrajele de azi față de cele de acum 30 de ani când... Mult mai bune. Sincer. Glumiți sau vorbiți serios? Vorbesc foarte serios. A, sunt mult mai bune în aspectul, așa zis-o, meciuri de culise sau ce era spatele scenei. Nu mai există, da? Nu cred ce era că mai există, da? Acolo era pe față pe vremuri, da? Se știa unde pierzi, unde dai puncte, unde iei, nu vorbesc de Dinamo, da, și Steaua, că acolo era mai greu să umbli să le iei tu puncte sau oricine ai fi fost. Dar erau reciprocități, pe când acum e clar că se joacă pe bune, să zicem, da? Numai că sunt incompetențe, sunt greșeli, sunt și tot o aud la motivul ăsta, discuția asta, e și arbitru este om și mai greșește. Bă, se întâmplă odată, mă, se întâmplă de două ori, dar dacă devine regulă, nu, sau foarte des în niște meciuri unul după altul, nu e în regulă să... V-ați ce imaginat are... fotbalul din anii 80 cu VAR? Nu, nici nu mă gândeam la cea. Noi aveam de la anestiz, cum zic toți, ce să mai... VAR nici peste tot nu era linia continuă. Dacă te duceai cu să piciorul, mai termina... Dacă te duceai cu piciorul, după aia îți făceai... Cum să nu, da, nu. Ce VAR, ce era tehnologia care există ziua de azi, dar noi cu VAR nu suntem în stare. Uite, spune-mi tu mie acum la ultimul meci, Galaciu cu FCSB. A fost sau n-a fost? Eu zic că mingea trebuie să treacă cu toată circunferința. Cu toată circunferința, corect. Și nu cred că a trecut. Eu așa cred. Eu zic că a trecut, dar nu contează. Sau mă rog, era acolo spre trei sferturi. Păi dacă e pe trei sferturi, nu e afară.
Tocmai. E, cum definești tu clipă VAR? Că n-au gol, I don't know what, cum să nu. Goal line. Da. Ce e asta? N-ai aia. Tu îi vezi cum trasează liniile? Uite așa. Strâmbe. Linii late, strâmbe în diagonală. Bă, nu se poate. E softul ieftin, domnul. Da, domnule, softul nu putem să-l upgradăm? Păi trebuie bani. Pentru că la câte polemici dispute și oameni care își pierd banii, investitorii care sunt. Că acum nu mai sunt investitori, sunt patroni, ce mai tura vura. Este proprietatea lor, oameni care aduc banii lor de acasă. Da, da, unii mai dau și bani și iau mai târziu cu dobândă. S-a mai întâmplat chestia asta. Cui dau? Ligii întâi? Nu, clubului. Clubului. Da, da, vă împrumută clubul, da, și își iau banii. Păi ați finanțator, nu sunt patroni. Dacă au de unde. Da. Dacă au ce vinde, dacă renunță la goul lor de aici. Da, dar să nu îi acuzăm de acte caritabile. Bun, una peste alta, există atâția investitori și oameni cu bani, da, care ar putea să pună bani în plus să upgradeze și să trage un care să nu se mai certe cachiorii ei între ei, să acuze arbitrii gratuit sau nu, că ăla are trei apartamente nu știu unde, că l-a face. Știți ce zicea prietenul dumneavoastră, Mitica Dragomir? Asta e, mi-a amintit că e prietenul meu, nu te lua. Asta e farmecul ligii întâi, domnule, să fie scandal, să fie cir, să fie... A fost farmecul ligii întâi pe vremuri, când conducea dânsul. Acum nu mai are. Și era foarte farmec, de-aia... Domnul Anghel, aseară, la ce meci v-ați uitat? La niciun, sincer să fiu, nu. A zis că ați văzut niște secvențe. Am văzut niște secvențe. A jucat Steaua. Cine? Steaua? Așa am văzut la televizor. Care Steaua? Steaua Rapid. Steaua sus răsare sau care Steaua? Păi nu știu, vă întreb. Aia e Steaua? Din punct de vedere juridic, să zicem că da, nu? Pentru că au câștigat decizia justiției. Lucruri în instanță, total absurde unele. Spune tu mie, cu palmaresul, ce logic are? Are Steaua de acolo până nu știu cât, 89? Și trei ani lipsesc. Și după trei ani lipsesc. Apar poze pe ecrane. Să știți că a luat Victor Pițurcă titlul atunci în anii aia care cine? Lipsesc. Victor Pițurcă. Aha, stai o secundă că ajungi la mea, Victor. Fii atât. Și apar poze când au luat titlul, nu? Da. Inclusiv Adi Popa și alții, ca, cu emblema stelei în piept, Marius Lăcătuș, președinte, îl întreabă într-o emisiune, spune pe Marius, săracul are un băiat super ok și în regulă, și nu mai zic ce fotbalist a fost, și zice, a, am fost și eu președinte puțin acolo, dar nu se ținea cont. Mai ai fost sau n-ai fost? Bun. Sunt poze? Există filmări cu meciuri respective? Cum tu, instanță, poți să spui că n-au existat? Explică și mie. Și care cum au jucat în cupele europene cu emblema stelei în piept? Societății lui Viorel Păunescu, 98-2003. Ok. Și unde, cui au transferat-o? Domnul Viorel Păunescu, cui a dat AFC-ul, UFC-ul, UJFC-ul, cum eu zice? Asociația aceea sportivă. Cui a vândut-o? Deci, domnul Anghel, aseară a jucat Steaua sau nu? Din punctul meu de vedere, nu. Ok. Pentru adică că, să... din punctul meu de vedere, o să zică lumea, sunt convins. Da, nu-i problemă, că aici lumea e împărțită. Nu, că cu Gigi, că țin, că am stat cu el, că am făcut Andres... Ca să lămurim de la început, eu nu mai am treabă cu Gigi de 2000 de ani. De câți ani nu mai vorbiți cu Gigi? 3-4 ani. Dar de ce nu mai vorbiți? Neinteresant, e o problemă privată între mine și el. V-ați supărat pe el? Nu. Sau el s-a supărat pe mine? S-a supărat el pe mine, eu știu, nu știu. Nu contează asta. Nu mă interesează, nu discutăm despre Gigi. Discutăm despre faptul că trebuie să-i dai Cezarul ceea ce Cezar. Eu am fost acolo la ședința, toată lumea vorbește despre acea faimoasă ședință. Când s-a făcut preluare. Eu am semnat ca membru fondator. Dar de ce ați ajuns procesul acolo? Păi erați prieten cu Gigi? Eram cu Gigi zi de zi. Uh-huh. Și cu Pizu și Nea. Și a semnat, sunteți unul dintre semnatari. Și a semnat unul dintre semnatari. Că uite, Mustața are dreptate. A obținut hotărâre executorie de la tribunal să scoată aceste acte. Scoțând aceste acte să vede cine a semnat, cine n-a semnat, ce s-a întâmplat, cum s-a făcut transferul. Iar CSEA Steaua sau Ministerul, nu știu, că s-au dus cu executor, am înțeles, și i-au spus că e secret de stat. Păi ce voi a vândut lui Gigi mitralieră, tank? Ce i-au vândut? I-au vândut o asociație sportivă. Nu? Care era patronată la vă timp. Pare rău că ați semnat? Nu, dar chestia asta mă obligă într-un fel, pentru că să spun ceva. Uite, și îmi cer scuze că monopolizez. Nu, nu e problemă. Chiar pentru că să spun un lucru. Mă, eu nu vorbesc cu Gigi și n-am treabă, pentru că el, într-un fel, prin atitudinea lui, și nu-l judec. Și-a îndepărtat mulții. Vrea. Da. E treaba lui. El știe pe banii lui, omul face ce vrea. Dar vreau să vă spun un lucru. El e continuator. Eu am fost acolo. Toată lumea a semnat. Mulți vorbesc fără să știe. A, acum vă spun un lucru. Unul la o altă emisiune de sport, poți da numele? Nu. Da, mă rog, nu contează. A, și a Vivi Răchită spune. Uite, domnule, am primit niște informații că chiar și cu Nea Viorel s-a certat de ședința aia și nu știu. Știe ceva, dar nu știe bine. Care-i nu povestea? Cu Nea Viorel s-a certat, Gigi, că Nea Viorel a făcut lobby. El a fost intermediar. Și el a făcut toată tranzacția. Și am să vă spun după aceea părerea mea de ce. Și cu George Păunescu,
care era în sală și care în agenție a spus să fără un oameni bun. Aici stă secretul. De-aia ar fi bine să scoate actele alea. Nu se poate face această tranzacție din cauza că era un viciu procedural economic. Asta cine a zis? George Păunescu? Da. Și s-a certat și a explicat omul de ce cum și în ce fel. Și Gigi, hai bă, crezând că e împotriva lui. Gigi băgase deja foarte mulți bani. Și nu-i convenea. Și orice atitudine împotrivă, mai ales că toată marea masă fusese... Dar cei pregătita. Din armată ce au zis în momentul în care George Păunescu a spus lucrurile astea? Au și ei, la un moment dat au făcut un pas înapoi. Că, să nu crezi că cineva vei chiar așa cu inima deschisă că vine Gigi și aveau nevoie echipa. De banii lui, ăsta e nu, dar nu ei ca indivizi, general, nu, clubul, sau neavioreri. Clubul ca să poată funcționa. El deja plutase cu 5 milioane 700, 6 milioane. Și acum îți mai spun o povestioară, care Gigi dacă... Cum zice el, el nebunește, bărbați de stat, bărbați, toți suntem bărbați. Ia să-l văd dacă e bărbat. Ia să vedem. Dacă îl întrebi, zice că nu mai e la el. La el s-a inventat mersul pe jos și apă caldă. I-a spus la un moment dat în holul lui Lida, hotelul Lido. Bă, Gigi, dăduse bani, mulți deja. Nu știu dacă la extensia de 5, nu știu cât. Da. Mă, ce faci tu? Cu cine te pui? Pă, ce ai dat banii ăștia? Pă, tu cu Nea Viorești, cu Nea George, adică doi oameni care asta fac, inginerii financiare. Chestii de genul, tu cu ăștia, ce vrei? Cum îți aperi banii? Hai bă, lasă-mă că nu, că răspunde Pițicu. Ce răspunde Pițicu, bă? Are să-ți dea banii înapoi? Dacă se întâmplă ceva, nu. Și am sădit un sentiment de neîncredere și el, băiat de ștef fiind, că de aici încolo aparatul, poate nu mai recunoaște, poate a uitat, poate nu mă interesează, nu vreau niciun merit, de-aia nu mai pot eu. Dar important e că el a făcut ceva în sensul ăsta ulterior, că e băiat deștept, nu trebuie să-i zic de 10 ori. S-a speriat, s-a dus la avocat și a întrebat cum pot să-mi protejez banii care deja i-a dăduse. Pe care, iarăși, Răchită spune căci că nu existau acte. Ba da, existau. El a dat banii deja, că trebuia să-și recupereze banii. Și la un moment dat, dăduse deja banii, nu mai aveau, și a luat foc, a întrebat avocat, s-a dus la mărâi la ei. Și le-a spus, dați-mi ceva, o hârtie, ceva, o garanție de banii ăștia. Că eu rămân în aer, se întâmplă ceva. Și au făcut acte de dare în plată pe câțiva jucători pe care el l-a ales, cei mai buni, ca în situația în care nu se transferă, nu ia el echipa și nu știu ce... El dăduse niște bani care deja se cheltuiau în cadrul clubului. Erau cheltuit sau nu, era neviorește, ea treaba lui, ce a făcut să-l spiți. Și avea 6 milioane deja dați. I-au dat acte de dare în plată, adică legitimarea jucătorului, drepturile de federative și ca toate să poată cele, să-i vândă, da. Ca să poată, dacă se întâmplă, eu iau, mi-i vând, mi-i transfer și mi-au apărat bani. Deci el era deja băgat în club cu acei jucători luați, cu banii dați. Deci până la momentul ședinței el băgase în club 6 milioane de euro. Așa zice el, 5-700, eu n-am stat să văd actele contabile. Dar așa spunea la vremea respectivă. Da. Revenim asupra plus, acestei... Plus, nu uita și vom ajunge și la acei 4%. A lui... 500.000. Zice Gigi, nu eu. Da. Gigi spune că a dat 400.000 pe 4% 500.000. Revenim la discuție până atunci. Păi ce ai dat, scuze-mă o secundă. Da. Păi ce ai dat când ți-a înființat pentru cei 4% a dat pinții 400.000? Sau 5 sau 3 cred sau că a dat Gigi în locul. Și uite, ți-i dau înapoi acum când renunți și mă lași pe mine majoritar. Eu ți-i dat. Păi ce i-a dat? I-a dat 500.000 moca. Și tu ajungi acum să fii cel mai mare contestatar? Bă, n-au pic de rușine, mă, eu nu înțeleg. Revenim asupra discuției. Până atunci, haideți să-l ascultăm pe Daniel Oprița și pe Bărbulescu, fotbalistul Stelei, vorbind de meciul de aseară. Era normal. De meciuri ca acestea, deși puteam să le jucăm la Liga 1. Nu? Dacă sezonul trecut, că tot mi se spune că trebuie să demonstrez eu. Să mai demonstrez meciul cu Rapid, trebuie să demonstrez. Am auzit și o vorbă. Cine ai zis? Prietenul meu. Da. Eu nu spuneam ce să demonstrez de aia, mai spun așa, am zis că nici nu mai discut. Dar eu am demonstrat sezonul trecut, cum mai spun, mai departe, cine spune de mine că trebuie să demonstreze, nu? Să fie echipa în Liga 1. Acum 10-15 ani mă uitam la aceste meciuri, Steaua Rapid, Steaua Dinamo și nu credeam să joc asemenea meciuri, cu asemenea atmosferă. Le mulțumim suporterilor că au avut iarăși orgoliul lor și-au venit, ne-au susținut în primul până în ultimul minut. Le-am promis aseară că o să lăsăm, așa cum îmi place mie să spun, și ultima picătură de energie pe teren. Așa am și făcut.
Și pe ce loc sunteți în divizia B? Da, acum sunt pe locul 11, domnul Anghel. Dacă Rapidul și-a dat ultima picătură. Să știți că locul 11 din divizia B cu locul 1 din divizia A... Cam pe acolo sunt. Da. Ei cu Rapidul pe acolo sunt. O să ajungă și ăștia la CSEA, să bată pe nu știu cine odată la 100 de ani și suntem cei mai buni, să stați acolo divizia B. Marius, spune-mi, cum poți să fii antrenor și să le spui jucătorilor, bă, știți, trebuie să terminăm pe locul 1, dar nu promovăm. Aici, în Cupa României, ar fi o șansă aici, măcar poți să duci până în finală. Și atenție, din acest an, reprezentanta, echipa care va câștiga Cupa României, merge în Europa League. În Europa League, da. În primul rând, trebuie să punem discuția de la ce se întâmplă în toată Liga a doua. Bravo, că acolo sunt câte 8 echipe care nu promovează. 8 echipe care nu au drept de printre promovare. Care și stau. Da? Printre care și CSEA-ul. Și atunci putem vedea că este, după părerea mea, o competiție aproape viciată complet. Pentru că dacă stăm să ne gândim că în play-off Corect. Vor accede 2, 3, 4... Un nonsens, nu viciat. Deja s-a terminat să nu mai joace nimeni. Da, fotbalul occidental, dacă o echipă nu îndeplinește niște criterii financiare, nu intră în campionat. Vine următoare. Corect. Eu stau să mă gândesc dacă vor fi 6 echipe, da, în play-off. 4 n-au drept. 2 vor promova direct. Le aduc pe alea ultimele care păi nu le aduc, nu trebuie să joace alea, așa e regulamentul. Cum să nu joace? Joacă. Păi și anul trecut n-a fost tot la fel. Deci 2 promovează și Spune, cele din e simplu, eu aș face la cu CSEA Steaua. Da? O să se supere aia 115, 200. 13689, domnule. Rapidi, stai o secundă. Că au fost și rapidiști. Aia 412, 115 care iau ei acolo, poate să supere. Da. Nu mă interesează. Să mă facă toate felurile. Berbecali, Merbecali, ce zic ei acolo? Nu, da, nu mai. Prietenul lui Gigi Becali. Da, da, nu da, nu mai pot. Deci vreau fac și eu ca el. Exact da. Așa. Cum e posibil? O să ajungă exact ca cel de la Chiajna, care a închiriat terenul pe nu știu cât, ca să facă un avantaj comunității. Omul n-a făcut primarul de la Chiajna, referiți, da. A închiriat stadionul și toată baza pe 15 lei, 12, nu știu, o sumă modică, infimă, dar la el putere, ne trecă pe Consiliu, aici a fost greșeala lui. Să cheme consilier și să spună, hai să votăm. Sunteți de acord? Că ea puteau să spună. Avem alte priorități, să punem veceuri, borduri. Borduri, să tragem canalizare, lasă echipa. Și el a făcut multe chestii de genul ăsta bune. Pentru echipă, da? A alocat fonduri și le-a făcut facilități și acum a judecat pentru abuz de serviciu. Spune și mie această echipă de 7-8 ani înființată, ce produce altceva decât pagubă? Pentru că aia n-are voie, nu? N-are voie să promoveze. Are voie să câștige Cupa României. Are voie să joace pe curte la cele astea. Nu, la Cupa României are voie să o câștige. Ok, la... Bun. Noi, hai, trebuie. Și cum participă mai departe? În divizia B. Bun, dar acum dacă e, vă întreb eu așa, Schellenberg ce produce? Serviciu. Nu vă supărați. Nu, 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 stai puțin. Nu Steaua nu produce, dar Schellenberg ce produce? Bun, în ce au băgat banii? E o echipă de fotbal. Apărării naționale, într-o echipă de fotbal. Da. Care a ajuns până acolo și de-a țin, gata. Da. Nu mai dică el înapoi. Da. Păi să mai retrugăriți ca să la cap să-și facă. A băgat bani și la echipa de basket care a ajuns în Liga 2. Pentru prima oară în istorie. Păi asta spune de ce nu bagă la elita. L-a pierdut pe David Popovici, bravo, cel mai bun sportiv. De ce nu bagă la elita lor în celelalte secții și bagă în această groapă fără fund? Pentru că ei juridic nu pot promova. Domnul Anghel, dar să știți că au băgat bani și au câștigat Cupa Campionilor în 1986. Era altceva, problema lui... Păi tot bani erau și ei. Da, domnule, dar era Ceaușescu, era sport de masă, erau echipe de fotbal peste tot, era Luceafăr, erau toate cele. Și vă mai spun că toată lumea nu înțelege de ce. Păi nu pleca nimeni din țară. Și veneau generații peste generații, peste generații, peste generații. Păi te duceai la Bacău, te duceai la Iași, niște centre extrem de puternice și peste tot, Constanța, Jiu. Unde te duceai? Centre de copii, echipa mare și cau trei. Din toată țara, lua Steaua și Dinamo, pe capete. An de an de an și schimba. Și ăștia nu plecau nicăieri, acum pleacă. Domnul Anghel, dar de ce Ministerul de Interne, Ministerul de Interne poate să-și facă echipa de fotbal care joacă prin Liga 3-a? Da. Da. Păi și a promovat undeva? Păi nu, dar ăia de ce să bage bani și ăia de la Steaua să nu bage bani Ministerul Apărării sau Ministerul Transporturilor să nu bage bani? Pentru că mie fiecare minister bagă bani și nu întreabă nimeni ce se întâmplă. Păi să zic că Boda Proste și Dinamo. Că poate să ajungă situația Stelei dacă se enervează Badea prea tare. Iar fac două și fac 22 din la. Păi nu sunt trei? Păi cu atât mai mult, dar le ia și drepturile astea la ăștia din divizia. Dacă și așa, el i-a întârziat cu, de câte am auzit, cu stadionul, cu, nu? Stadionul și cu tot și cu tot. Terminați, nu, dar are sens să bagi bani dacă nu poți să promovezi? Despre Talpan ce părere aveți? Dom'le,
Mă distrează că spui tampa. Păi a câștigat un proces, s-a bătut. Dar domnule, o fi jurist bun, o fi pe meserie foarte bun. El a exploatat acel lucru de care povestea George atunci, l-a găsit. Dar tu s-ai pus, sau voi v-ați spus vreodată întrebarea de unde pleacă toate nebunile astea? Cum după atâția ani, când stau a mers Brici, a luat-o Gigi, nu era problemă, jucau peste tot, nu? Cu piții antrenori, cu toți cei care erau pe acolo, atâta timp a mers și brusc deodată apare acest cuie al lui Merle Leclu. L-a găsit al pas. Contează de ce a apărut, acum păi trebuie văzut. Cineva l-a pus, cineva i-a spus, du-te caut acolo, vezi că ăsta a fost greșeală atunci, te-a găsit de asta, faci asta. Deci, la român ca la nimeni, mă, să stricăm ceva. Și au făcut două echipe. Ce fac cu ele? Atât de abil e domnul Talpan și atât de bine a câștigat acele procese, încât ei nu mai poate să promoveze în viața lor. Nu se știe, domnul. Păi cum se știe? Păi, se face spune diverse... că se face un ONG. Cum se asta e o variantă, dar sunt modificarea legii sportului. Sunt multe lucruri. Cine mai modifică legea sportului? Ia spune tu mie. Păi trebuie să dea hotărâre de guvern așa, și să procedeze din nou cum au procedat la și ce, vă e frică că nu se poate da o hotărâre de guvern în România? Eu nu cred că se dă. Eu cred că se poate da orice hotărâre. În timpurile astea, tulburi în lume și da, eu nu cred că cineva își asumă... Marius Avram, spune-mi, plecarea lui Dan Șucu în minutul 83, se grăbea acasă că era aglomerat sau l-a deranjat jocul echipei? Ce părere? E posibil să fie ambele variante, să fi deranjat și jocul, pentru că, într-adevăr, avea așteptări, zici, doamne, jucăm cu echipă de Liga a doua, locul 11. Corect, așa este, diferența de valoare. Noi, Rapidul, care vrem să luăm titlu, cum am anunțat, exact. Da? Ar trebui să-i călcăm în picioare și nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Și evident că a fost supărat. Hai, până să-i călcăm în picioare. Dar până sunt de acord cu cei care spuneau că, dacă ăsta e motivul, atenție, dacă supărarea e motivul și a ales să plece, poate nu e un mesaj chiar foarte bun pentru jucători și cred că nu ăsta e motivul, pentru că până acum Dan Șucu cel puțin a dat dovadă de un management profesionist, de un patronat. A preluat un model de business. A preluat un model de business pe care încearcă să-l aplice la Rapid foarte, să zicem, un pic diferit față de ce vedem noi la alte cluburi. Și atunci ăsta n-ar fi un mesaj chiar ok, știi? Și dăm voie să spun și eu, am observație și despre Talpan, despre domnul Talpan. Este un caz unic în fotbalul mondial de care eu n-am mai auzit până acum și te rog să ne raportăm, să zicem, orice altă echipă din Liga 1 vrei tu, în care să iasă juristul echipei permanent și să critique antrenorul și jucătorii. Eu n-am mai întâlnit asta în fotbalul mondial. De obicei, președintele clubului e cel care iese și transmite mesaje. Da? Patronul, să spunem, deși în fotbalul profesionist în Occident, este președintele clubului care este portavocea clubului. Da. E, aici este o situație atipică în care președintele clubului, dacă îl vede dacă cei care nu sunt suporte CSA, dacă îl văd pe stradă, nici nu-l cunosc. În schimb, doar dacă juristul clubului este vedeta clubului, este juristul, nu președintelui. E un pic atipic. Și un pic ciudat. Și jurist, și antrenor, și președinte, și domnul general Angel. Vrea să... Nu știu dacă e bine sau nu, dar e ciudat, atâta tot spun. Domnul Angel, cum vi se pare intrarea asta domnului Șucu în fotbal? E de bine, e de rău? Benefică. De ce? De departe e benefic, părerea mea. Da. Pentru că e un om de calitate, e un om cu o ținută deosebită, ceea ce nu găsești în... L-ați cunoscut? Jungla aceasta, da. Jucam tenis pe la BTT pe vremuri împreună. Și vă bătea? Foarte, da. E foarte, hai să vezi, mă bătea, pentru că e tenace, da. Strict, riguros, că vrea să facă ceva, face cum trebuie. Orice ar fi, mersul pe jos, cărsăritul de pe bordură, face de 100 de ori până învață. Dar l-ați cunoscut și până să dezvolte... Până, nu, era, cum, era, aveam o expertul de mult. Da. Nu, e un om de mare ținută și de calitate și foarte ambițios. Dar e nevoie... Da, a plecat părerea mea, acum spune că le-a transmis că nu e cel mai bun mesaj vis-a-vis de cum se comportase până acum. Dar gândește că e un om care are niște trăiri foarte intense, foarte ofticos, să zicem așa, el ca om, vrea tot timpul să câștige, să performeze, s-a jucat foarte prost, ce ai fi vrut să bucure? Să stai după mine să-i ferice, lasă băieți că nu-i nimică. Când i-au spus clar, n-au spus clar Rapidul, că primul gol e cupa. Auzi, cred că au uitat și anul trecut, dacă au pierdut pe la Timișoara. Și atunci omul vrea să bucure. Păi vă, v-am dat de toate, v-am gândit la toate, dacă erați rapidist, eu știu că sunteți dinamovist, dar nu dacă erați rapidist. Da, mă rog, zic. Dar ce sunteți? Să FCSBist. A, acum, dar în trecut ați fost dinamovist. Da. Dacă erați rapidist, vă plăcea cu Copos sau cu Șocu? A, nu se compară și cu Copos. Păi de ce nu se compară? Nu se compară ca ținută, ca moralitate, ca om, ca tot ce vrei. Păi ce are Copos? Nu,
Nu. Hai să nu, că n-am. Ce am eu? Păi nu, dar dați-ne așa câteva chestii. Nu trebuie să ne dați amănunte. Nu. Domnul Copos, de ce e diferența între ei? Sunt oameni de afaceri. Da, nu contează. Depinde cum scot ce afaceri, depinde ce... Domnul Copos, să zicem, poate, da, că avea acea calitate că poate mai mulți bani băga. Poate. Chiar și la timpul ăla. Bine, dar era sub influența lui Mircea, care lua și-l bimba pe curte și dădea drumul. Și făcea bine, că voia el și-l ținea ales să-l mai trăgea, mai nu știu ce. Nu cred că făcea bazată la prea rapid dacă nu era Mircea Lucescu. Ăsta sigur, țineți minte ce vă spun eu, vă face treabă mare la rapid. Ce înseamnă treabă mare, domnule? Adică în sensul că an de an rapid va performa pentru cele trei locuri. Principul în fața lui Gigi Becali. Față, spate, nu știu. Depinde cât investesc fiecare, cât de bine sunt inspirați de... Domnul Șucu nu face încă schimbări, poate l-apucă și pe el mai încolo. Poate nu. Nu știu. Să ne rugăm că da, nu. Dar nu face deocamdată. Dar și Gigi e inspirat, că toată lumea îl critică cu schimbările. Cu ce și a învățat foarte mult. După mesi se sfătuiește cu meme, îi spune cum trebuie să păstrezi mingea, că nu te ferești de minge. Dacă dau aia, cartonaș și galben, trebuie să-l schimbi în minutul următor. Hai să spuneți voi, că sunteți oameni de presă și de fotbal, dați-a mii de ani. Ce faceți voi dacă câștigă Gigi campionatul de voturi? Păi de 9 ani tot încercăm să facem ceva, dar nu reușim. Lasă-mă ce a fost. Ce faceți voi, ce mai ziceți dacă câștigă Gigi campionatul? Ce să zicem, că după 10 ani câștigă și el odată și e prea puțin. Nu, că e praf fotbalul. Păi da, este. Ca altceva, cum poți să-ți explici? Dar el dar nu, să știți că eu știu de ce nu a învățat, învață și știe. Domnul Anghel, știți de ce nu doresc eu să se întâmple lucrul ăsta? Nu pentru că sunt FCSB sau nu sunt. Da. Ci pentru că se creează un precedent. Și toți președinții, toți patronii, toți antrenorii o să zică păi domnule, ai văzut că a câștigat la campionatul? Vrem și noi să facem ca el. Să face că nu știe asta sau ne provoacă. Ei crea precedentul, toată lumea face la fel. Mai mult sau mai puțin, orice patron. Păi la Șucu nu face, tocmai a spus. Păi singurul. Și de-aia spun că e un model de urmat. Pe baze la CFR Cluj e tot așa? Păi cum? Păi ce mișcă ceva fața lui Varga? L-ați cunoscut și pe Neluțul? De ce vorbim? Păi gheață și frunza dacă... De singurul club profesionist în România e Rapidul, da? Păi da. Și la Craiova? Mai fi, uite, la Gică. Da. El ce trează, el dă capul. La Botoșani? Bravo lui și la care are pe ce. La Botoșani, la Sepsi? Și Sepsi au fost destul de echilibrat și la locul lor, dar văd că au început să mărăieșește. La Universitatea Cluj, Ovidiu Ion Sabo? Și acum mare respect pentru el, om la locul lui. Dar la Cluj, Ovidiu Sabo, se bagă cineva peste el, domnul Anghel? Nu, nici. Păi vedeți, sunt mai multe exemple. Da, dar nu. Nu înseamnă să bagă peste el la modul Gigi și asumat și atât de drastic. Dar influențe sunt și îi spun... Parcă la fundașul stânga săptămâna trecută, na, ce cu el, nu mai s-a pregătit bine, are vreo prietenă nouă, vreau și el de astea. Și ăla înțelege antrenorul, dacă antrenorul tare pe poziții. Și e un Mircea Rednic, e un Sabău. Victor Pițurcă. Hai mă, lasă. Înțelegi? Așa, mă tot provocă. Așa, atunci vine spune să faci ce... Pe Victor Pițurcă că nu puteai să-l influențezi. Păi stai mă puțin, nici pe Oli nu puteai să... Nici pe Olor, e corect. Oli l-a luat pe Gigi și l-a plimbat pe curte cum a vrut. Păi nu venea Gigi, atunci ce puse? Fă aia sau nu zicea, fă, că nu-și permitea chiar așa. Deși își permitea Gigi cu oricine. Își permitea, dar unii nu făceau. Așa. Nu se zicea și nu-i convenea lui ceva. Și ori spunea, da, Gigi așa e. Unii, cum zice meu, patroane, nu zicea, da, Gigi așa e. Da. Dar vezi că jucăm cu ăla pe stânga, cu ce era un fundaș sau ceva, și intră pe piciorul advers și ăsta nu și e mai bine care vrei tu să... Ăsta intră și îl ține, meciul ăsta să vedem cum îl mai ținem, că nu știu ce nu, și mai era sau ceva. Vezi că e accidentat sau... Bă, și lua și bă, în curte de să-i trecea lui ăsta, bine, bă, dacă zici tu așa... Nu, dar mai era ceva, știi ce mai făcea? Ceat. Olăroiu, știi ce mai făcea? Plus că avea rezultate, Olăroiu. Zicea, bagă-l pe Vali Badea și îi spunea Olăroiu, lași băga, dar e accidentat. Păi, deci găsea o formă, dar nu era accidentat. De a nu-l contrazice pe patron și de a rezolva treaba. Păi stai mă puțin, ce antrenor are, mă? El de ce nu vrea alții? Păi ce, nu e antrenor Harlambus? Păi nu, dar el de ce nu vrea alți antrenori de argent? Săracul Pintiliș cu ăla fac ciclu săptămânal de revine Buțu. Și la timpul meciului, nu știi ce se întâmplă. La o degajare sau la o respingere. Marius, urmează derbiul Craiovei. Aici ce arbitru am avea? Că trebuie un arbitru care să țină... Pe lista FIFA mă gândesc la cineva. Păi dacă la ăsta n-a fost pe lista FIFA, aici poate este, nu? Mă gândesc că așa ar trebui, nu știu, un Radu Petrescu, un Marcel Bârsan, unul dintre cei doi...
până la urmă cred că acolo vom vedea. Derbiul Băniei, da, sunt greu. Curios dacă va fi stadionul plin, pentru că... Eu nu cred, dar e mai greu derbiul Băniei. Nu sunt anfroa cu Bititelul, ăia lui. Că sunt, da, ăia sunt... Derbiul Craiovei e mai greu decât FCSB Rapid de arbitrat? Da, e mai greu să știi. Petarde din astea, mai pentru, răutate. Nu, nu neapărat, e un orgoliu acolo, orgoliu, celebr orgoliu oltenesc, să spunem, care da. E, depășește, să spunem, un derby da. FCSB Rapid. Un derby FCSB Rapid, știi care este? E foarte ușor să te arbitrezi, să te concentrezi. N-ai nevoie de niciun efort suplimentar. Te concentrezi numai pentru că urmează meciul ăsta și știi că urmează, toată presa vorbește, ajungi pe stadion, e arhi plin, știi că joacă fotbal, ambele echipe joacă fotbal. FCSB Rapid cred că va fi mai nu cu fotbal așa decât... Un... Exact, joacă fotbal și știi că joacă fotbal, lasă-i să joace fotbal. Și tu concentrează-te pur și simplu. Dar la un derby oltenesc nu știu ce se întâmplă. Da, ăla aruncă pe tarde, te așteaptă pe tunel, te mai jură unul, te mai... Te deci jură, este mult mai dificil. Da, așa e, provincie. E mai complicat decât în București, să știi. Adică cine ai vrea mai să complicat. Câștige așa? Adică, deși tu zici că faci ca Ionuța aia. Eu n-am partid. Cine ai vrea nu, să n-am, câștige? N-am. Deci eu chiar n-am niciun partid. Eu spun, nici mie nu mă milă de amărâtul ăla de Bititelul sărac. De ce vă e milă, domnule? Jur, domnule, dacă n-am băgat la lampaj și am încercat toate variantele și a făcut și adres tot degeaba. Păcat de el că n-are echipărea. De ăsta la altul nu mi-e milă. De ce? Că el a făcut și el toate tâmpele cu schimbările și cu celelalte și se spune, nu știu, că deși un om serios la locul și are foarte mult spate. Deci nu e problemă dacă mai dă rate un an, doi, trei. Gen Gigi. Înțelegi ce vreau să spun? Pe când am amărâtul ăsta nu știe de o să-i mai scoată și cum să mai facă, are și echipă bună și îi vai de capul. Da, da, procedează la fel ca Gigi Becali, l-are chiar model. Păi, dar nu-i poate spune singurul. Nu-i și asta singur. E bine pentru fotbal? Nu e. Nu e, dar eu vin, există tot timpul reversul. Și asta s-a spune și Gigi și orice patron care are casa lui, curtea lui, jucăria lui. Păi vine unul, aduc un antrenor, cel mai mare nume, Mourinho, și îi dau și cât vrea. Și îmi spune și am buget de 15 milioane. Vreau, bine mă, poftim buget de 15 milioane. Cumpăr eu ce jucător vreau, că eu sunt antrenorul, eu îi pun în teren. Și nu-ți câștigă campionatul, nu face performanță. Toată lumea spune ce? Îmi asum. Mă, firar asuma. Cum îți asumă tu ca antrenor? Că pleci după două secunde la altă echipă. Că mai ai voie două pan, nu? Să antrenezi. Da. Și îți plătește și contractul până la capăt și ai pierdut și banii. Cum îți asumi? Îți asum faptul că nu faci. Nu, fii atent, hai să facem altfel. Te angajez, de exemplu, pe prietenul tău, pe Victor Țărcă, îl angajăm, că e mare antrenor specialist. Coloana vertebrală. Îți dau 5.000 pe lună, ca să ai mâncare, îți duci acasă, să mănânci, să pui benzină, să vii, să muncești. Și, funcție de performanțe, locul cu tare atât. Locul cu tare atât. Și la sfârșit atât. Și ajungem la aceleași clauze care ai fi vrut tu să mi le pui la aceea sumă, dar bazat pe performanță. Și atunci nu mai certăm, că eu n-am mai cheltuit bani cu tine. Da, și eu vin și spun și ok, dar atunci mi-a dus jucătorul ăsta, jucătorul ăsta, jucătorul ăsta cu salariile astea. Cum gajezi? Bun. Că cu ăștia mi-asum și o parte din performanță, bun, cu lotul actual pe care l-a pregătit, a fost, l-a făcut fostul. Dar cum îmi garantezi tu că eu revând măcar pe aceiași bani? Garanții nu cred că poate oferi nimeni, într-adevăr. Aici e disputa între a fi profesionist și a nu fi și de-aia mulți patroni iau hățurile în mână, pentru că nu-ți convinci că pe banii lor poate să facă cineva ce trebuie. Domnul Angel, Victor Pițurcă, pe banii lui Gigi Becali, da, a făcut mai mari performanțe, da, decât a făcut Gigi Becali cu antrenorii aduși de el. Corect. Perfect. Deci nu-i mai bine să aduci un antrenor. Nu spune nimeni că Pițurcă nu-i profesionist ca și antrenor. Asta nu discutăm. Noi vorbim de omul Pițurcă. Eu unul am ce am cu chestia asta. Dar ce aveți cu ăla? Pentru că nu e normal să fii zi de zi cu ăla. Să te scape de Giovanni, să te scape de nu știu cine, să te țină în brațe, să te ia și să îți dea 500 de mii și tu acum ții cu ce se au. El e acum foarte supărat, mă. El reface și mai și minte oamenii ăia 100, 2, 3 câți ori fi acolo, că fac ei altă echipă, că aduce el investitori, că o să înceapă să urle, să țipe acum, o să stăvălească. Ce știe ăla, domnule, cu tare? Dar n-ați fost prieten cu Victor Bicerca? Dacă nu, niciodată. N-am cum. Problema e următoarea. N-ai cum să faci, din punct de vedere juridic, oameni buni. Nu mai au cum să facă ca acestea Steaua să promoveze. Domnul Angel, trăim în România. Și o să apară tot felul de alte soluții. Sunt de acord, nu America e țara tot posibilităților, ci România, perfect de acord. Dar acum e atât de mediatizat, de atât timp să războiești, de atât timp, încât nimeni nu-și va permite să mai facă o greșeală, să dea altă hotărâre de guvern. De asta îți spun. E în atenția mediei, presei, nu domnul se poate. Angel, dacă schimbă Gigi forma de organizare... De ce mi-ați luat-o, dacă faceți din nou același lucru? Domnul Angel,
Dacă schimbă forma de organizare, care promovă. Este forma păi de... nu știm, stai păi să nu vedem. Există. Este soluția pe care trebuie să o găsesc. Se aude săracu Adipopa ăla dacă a venit din... Ce aveți cu Adipopa? Da, mă, că mi-e simpatic ca jucător și ca ființă. A venit din tribuna, mă, Caiaș Berani și spune, zice, am auzit eu că se face anul ăsta și ce? Se face un ONG. Păi dacă e organizația non-guvernamentală, cine vine să aducă bani? Că trebuie să dai bani la organizația să-și îndeplinească acele scopuri sau pentru ce a fost ea creată. Și dacă se face să domnul Angel? Și că vezi, doamne, echipa pe această organizație non-guvernamentală și atunci vin ăștia domnul și... Domnul Angel, dacă se face ESA, ce se întâmplă? Păi cum să facă ESA? Păi de ce să nu păi se n-au voie. De ce n-au voie? Pentru că trebuie să urmeze aceeași cale care a urmat-o când a fost Gigi. Da, și o să o urmeze. S-o dea la un AFC, da. Statul. Da. Hotărârea guvernamentală, iar o luat la capăt. Da. Hotărârea guvernamentală, cine dă? Ursul. Premierul României, domnule. Hai mă, terminați cu copilăriile. Nu bă, nu, știți cum e? Parcă suntem într-o țară în America în care păi nu s-a dat nicio hotărâre de guvern. Păi s-au dat bun, o grămadă de nenorocire. Și dacă când am dat-o odată n-a fost bună și s-a ajuns la acest dezrodământ, da. O mai dau odată și o să fie bună. Cine face? De unde știi că va fi bine? Bun, n-am de unde să știu. Bun, trecem și de chestia asta. S-a dat hotărârea. Da. Trebuie să dea patrimoniul la AFE un de asta. Așa. Și cine o dă? Cine hotărăște? Plătesc 3,6 șeful milioane glumurii. De euro, cum a zis. Stai așa. Bun. După care ajungem iar în loc. Bă, nene, dar astea să știu, eu nu știu lumea de ce induce în eroare și tu vrei să induci în eroare? Nu. Păi atunci de ce zici? Dacă nu, dar face dumneavoastră ne spuneți că nu se poate da o hotărâre de guvern. De păi ce să nu se poate? Păi speranțe de șarte oamenilor. Dar eu nu le dau nicio păi speranță. Păi asta spun. După care plătești marca 3 milioane și astea pe da. Fără jucători, fără chiria stadionului, fără tursiarma, fără mâncare, fără deplasări. Domnul Angel, la anul poate nu știți, dar sunt alegeri parlamentare, europarlamentare, și? Prezidențiale și vine domnul Dăncu premier. Bun. Și o să aibă o hotărâre de guvern. Care-i problema? Nu, șmecherii ar fost dacă era acum, dacă aveau ei fanii VCSB-ului și le făceau un avantaj să aibă niște susținători. Dar cu 214 și 429 în plus, Marius nu Avram, se ciută statul. Uite, îl întrebăm pe el, că e mai echidistant decât mine. Se poate da o hotărâre de guvern în România? Eu zic că nu. Eu zic că da. Deocamdată. Nu never. Never say never. Eu nu spun nici nu, nici da. Spun depinde. Pentru că să știi că atunci când ai o hotărâre de guvern, ea trebuie avizată de foarte multe ministere așa numite avizatoare. Am înțeles asta. Dintre care justiție, finanțe și toate astea stau și analizează fiecare punct acolo. Care e mobilul acestei acțiuni? Că noi am întreprins toată asta și uite ce aici. Și dacă nu este ceva în regulă, dacă este ceva care nu e legal, atunci nu avizează. Este o decizie politică. Decizia politică se ia de partidul care e acolo. Tot conform legii. Una la mână, doi la mână. Acum nu mai e un singur partid la guvernare. Sunt o alianță, nu știu ce va mai fi cu alianța. La anul s-ar putea să fie unul singur. Dacă va fi, atunci poate să... Și ce sugerezi tu? Că te duci la primul ministru care face parte din acel partid și cum îi spui? Știe el ce să facă, domnul Angel. Nu vă faceți probleme. Și ăla ce face? De ordine la rândul lui tuturor departamentelor de astea ca să avizeze. Că așa vreau eu, mă, să-i dați lui CSA, stau să intre divizia. Terminați-mă cu copilăriile. Bun, dați speranțe oamenilor degeaba. Eu nu le dau nicio speranță, domnule. Eu nu dar nu că vreau eu sau nu vreau. Eu am declarat public, eu nu stă nici cu FCSB, nici cu CSA. Steaua, am fost elis, sunt elis de rit vechi. Mai e o metodă să promoveze. Este o metodă, nu știu dacă ei vor sau nu. Ei pot să vândă. Ce? Ministerul apărării să facă licitație publică da. Și să vândă Steaua. Ce? Și atunci oricine poate să rucă și să cumpere. Aia închiriază. Stai puțin. Clubul sportiv. Marca nu poate să o vândă. Clubul. Aia o scoate la licitație. Da, da. Și atunci poate să o cumpere oricine. Cine dă mai mult, conform legii, este dreptul oricărui om să participe la licitație. Inclusiv oricine. Pentru că nu vrea să-și paradească bani. Pardon, scuzați. Pentru asta nu cred că devine nicio hotărâre de guvern. Există proceduri, este un element patrimonial și îl pot vinde. Le-aș face măcar un an. 3-4 milioane unde s-au dus ația și au făcut atâtea prostii și au jucători care n-au ieșit și nu știu și le iau anul ăsta, le iau marcă, ia să vedem cu ce joc. Mă răspundeți voi, că dați speranțe oamenilor, eu asta moftim, că de-aia am venit, nu de altceva. Gen și dumneavoastră nu le dați speranțe. Gen, păi cum? Ce investitori aduce pinții care bagă bani la un ONG, la o firmă? Angel, ei, lucrurile pozitive sunt mai bine decât lucrurile negative. Păi da, dar pe cine aduci, tu te-ai duce. Cu 20 de lei, 1000 de euro, cu ce vrei tu? Să dai la ONG un ONG care n-are nimic? Vedeți că domnul Iftime vrea să se bage. 3 milioane și astea marca, plus jucători, plus toate infrastructurile. Te duci 10, 12, 15 pe an, tu neavă nimic cel care investești. Deci ești un fel de sponsor. Tu nu ești nimeni cel care aduci banii.
Dom'le, am eu o pasiune, ne adunăm 5-5, n-am câte 2 milioane 10 pe an, ca să se joace Steaua pe divizia B. Haideți să oprim un pic subiectul ăsta, să vorbim și de meciul din această seară. Câteva minute și revenim după aia la Victor Pițurcă, că mai avem ceva. Lasă-l, de vorbit. Lasă-l, mă, săracul. U Cluj, CFR Cluj, Orgolii sau Cupa României, cei mai important? Și, și. Ambele. Sunt două echipe care nu-și permit să trateze cu superficialitate competiția asta. Ambele stau bine în campionat. Cred că U Cluj anul acesta a dat dovadă de un fotbal frumos. Mi-a plăcut foarte mult, mai ales de când a venit Ioan Ovidiu Sabău. A revenit la echipă. Echipa joacă foarte bine și câștigă meciuri. Și cupa este un... Să știi că cei de la CFR Cluj au ținut întotdeauna la numărul trofeelor. Întotdeauna anunțau și spuneau, avem 12 trofee, 15 trofee. Deci pentru ei Cupa României, Supercupa și Liga I sunt foarte importante. Și e și un backup pentru toată lumea cupa. Și meci direct în Europa League, deci nu conference, direct în Europa League pentru prima oară și iată cum competiția dintr-o dată devine mult mai interesată. Acum cu formatul ăsta un pic mie mai ciudățel de se plânge lumea. Mie îmi plac cele două echipe că sunt totuși CFR Cluj s-a schimbat. Nu mai jocul al lui Dan Petrescu care aducea rezultate, dar joacă plăcut, mie îmi place. Iar la nu s-a schimbat. Drum lung, joacă binișor. Nu joacă rău. Da. La Rapid au avut 1-1 în prima repriză, erau să dea gol. Adică nu. Eu, Sabău fiind fost din Amovic și mi-e drag de el ca om, ca ținută, ca antrenor, ca tot, aș vrea să câștige Sabău așa, ca afinitate. Dar spun că va câștiga CFR, sunt mult mai pragmatici. Și o echipă mai bună, părerea mea. Da, dar au schimbat cu totul. Tot ce au schimbat, pe ce noi am văzut că au schimbat. Doar că acum au niște accidentări, nu sunt chiar toți, dar au echipă bună, nu vor. Toți 1-80. Toți jucători, toți taxidis, maxidis, toți ăștia sunt buni. Și au adus niște jucători interesanți. Eu nu înțeleg cum dirige ăștia, toată lumea îl face fotbalist pe dirige. Știți cum aleargă ca ăla care l-a băgat la Națională, cum îl cheamă, nu vine, de-a căzut mingea în cap. Pușcaș. Exact așa, da. Doi. Ăștia doi, dacă se iau de mână, nu știu unde pleacă, unul știu unde pleacă. Da, da, Birligea mai are șanse că e mai tânăr. Da, da. Poate să-și revină, la Pușcaș. Zici că ca și vârf creează ceea ce se reproșează lui companiul, că nu face, îi trage pe aia de la o parte, creează culoare, vin, se agită, îi bătăios, omul muncește. Dar cu... Da, de Dan Petrescu v-a plăcut la CFR Cluj? Perlele mai sunt ține. Birligea are o singură șansă. V-a plăcut? Niciodată. De ce? Niciodată stilul de joc. Stilul de joc. Pragmatic. Și știa, dar nu că nu mi-a plăcut niciodată. Dar ca antrenor v-a plăcut? Antrenor a aprobat. Mă, în viață trebuie să probezi cu fapte. A adus titluri, a făcut, știa, el trece, trece două dale, respingea. Faze fixe. Asta e. Încă juca mijlocașul ăsta, care e șeful lor, cum îl cheamă, Deac. Juca bine încă acum 2-3-4 ani. Mai joacă și acum. Și acum joacă, dar săracul e are mai tânat puțin. Da, benzina și nu știu ce. Camora la fel, care e foarte bun și profesionist. Adică a avut, stai că a avut jucători foarte buni, care au plecat foarte mulți de-a lungul timpului. Da. Dar el și-a făcut defensiva și mijlocul de așa natură. Și dă-i cu ea acolo sus, nu ești ăsta care a plecat în Arabia Saudită, fundaș central, foarte Burcă, care joacă și la echipa națională. Senzație, mi-a plăcut mult de asta, tot timpul, foarte costaj. Una, două, se ducea pe acolo, el, sau mai era unul, Iuri, unde e? Tot nu mai la Iuri, nu mai e. Nu mai e la e. Ăsta și cu Iuri nu exista să nu dea un gol de 30 de centrări și aruncate în care. Se vedea că repetau acele lucruri la antrenament. Haideți să-l ascultăm și pe Kipciu, care a jucat și el la Steaua, la FCSB, nu știm unde a jucat, sau încă n-am aflat, despre partida dintre U Cluj și CFR Cluj. Cred că venim după multe meciuri bune. Am făcut un meci bun la FCSB, am făcut un meci bun, o repriză bună cu Craiova acasă, cu Sepsi un meci bun care am controlat. Am avut în ultimele meciuri, am avut evoluții foarte bune, într-adevăr, culminate cu evoluția de la Botoșani, unde am controlat și am câștigat jocul de manieră categorică și suntem într-un moment bun. E clar, sunt ceva lucruri similare, adică o echipă care, nu știu, nu-și creează ocazii, zici că te adoarme cumva așa și îți dau gol sau ajung foarte repede la finalizare. Au rămas niște lucruri din trecut, jucătorii sunt puternici în dueluri, câștigă duelurile, plus că au, cum am analizat și astăzi la ședința video, fazele fixe au rămas și la un nivel înalt, auturile și toate lucrurile astea din trecut. Sunt și jucători care au păstrat tradiția acolo, Camora, Deac, acolo de 100.000 de ani. Ministru, da, într-adevăr, ne trage după el, a dat o căruță de goluri și pase de gol și tot ce înseamnă gol, el e implicat acolo. L-am ascultat și pe Kipciu înainte de meciul din această seară, cel mai interesant al acestei zile în Cupa României. Reamintim astăzi CSM Alexandria, a învins-o pe FC Botoșani 2-1 cu un gol în ultimul minut, FC Botoșani în mare criză. Marius, tot te-am prins astăzi.
Am o dilemă, am discutat-o și ieri și alaltăieri cu Florin Motroc, cu Ionuț Chirilă și cu ieri cu Dinu Todoran. A fost faza cu Onea, cu Florinel Coman, arhi discutată pe și rapid, pe rapid, la rapid cu FCSB. Da. Am avut faza asta cu piciorul rupt al lui... Angel de Țicu, da? Cu Hermannstadt. Și am avut ultima fază acum, Daua, cu... a fost Hanca. Da. Spune-mi și mie, între cele trei faze, când noi le-am discutat, am spus ăla roșu, ăsta de ce nu este cartonaș roșu? Să știi că cei de la UEFA nu plasează... Nu plasează fazele. Nu plasează fazele la extreme. Adică nu există faze, numai faze care sunt roșu și faze care nu sunt roșu. Mai există și portocalii. O întreagă pleiadă de faze care sunt între galben și roșu. Cum e toată România, în gri. De fapt, paleta coloristică, și este la propriu coloristică, pornește de la verde și se duce către roșu, da? Trecând și prin galben. Verde înseamnă faul și fără cartonaș. Da? Atunci când UEFA a prezentat arbitrilor nivelurile de intensitate și de cartonaș, le-a pus niște culori. Și au zis, de la verde plecăm către galben. Portocaliu roșu. Portocaliu deschis, portocaliu, portocaliu închis roșu. Și fiecăreia dintre culori le-au dat un număr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da? Aș încadra undeva între 7 și 8 spre roșu, mai mult decât spre galben. Deci mai mult spre roșu sau spre galben? Eu m-aș duce mai mult spre roșu pentru că e un portocaliu închis. Da. De ce? Viteză, intensitate, sare cu toată forța propriului, foarte mare. Orice mai intensitate avut, spune, peste limita normală. N-a mai avut ăla o să ferească. S-a dus cu dreptul direct dacă îl prindea. A prins și mingea acolo. Nu, și pe dedesubt, că vin până la plecare cu tot corpul, noi știm asta. Și vin cu tot cu piciorul al doilea și le iei cu totul și îl zici. Singurul element. Și el a prins cu al doilea, da. Singurul element, fii atent, Daniel. Singurul element care nu zice că e roșu direct, că nu e 10, că nu e, de ce nu e 10 și este 8, da? De ce? Că atinge mingea. Pentru că el cu talpa înainte nu se duce către jucător, ci către minge. Dar eu vin cu al doilea, eu premeditat, că știu că asta fac alunecări fundași. Înțelegi, vorbesc de jucători. Dar este roșu. Vin și le-au avut totul și atunci i-a prins glezna cu piciorul. Am mai discutat cu un foste cu Son FIFA care îmi spune că atacul nu e în aer și e la nivelul ierbii. Nu contează. Și atunci, domne, nu e de roșu. Nu contează, să știi. Și cu un talpa la nivelul ierbii nu-i talpa? Fii atent care sunt criteriile. Dacă spun un capac la nivelul ierbii nu e? Forță. Dar aia pe sus și că mai e periculos. Păi dacă este, mă cauți de la genunchi sus sau până în genunchi. Deci fii atent criteriile. Logic. Forță. Intensitate. Da. Maxim. Viteză. Maxim. Răutatea atacului, răutatea, să zicem, da? Și locul de contact al crampoanelor. Deci ai atât de multe criterii îndeplinite, îndeplinite la faza asta, încât te duce mult mai mult de roșu decât între galben. Știți care a fost decizia inițială a lui Radu Petrescu? Lasă jocul să continue, am văzut. L-a spus ăla în cască, a venit și i-a dat galben. Asistentul a ridicat steagul de pe partea aia, văzând că Radu nu reacționează. Păi spune, că spune, iartă-mă, cam cât, ce, care e procentul antrenorilor de ziua de aia, arbitrilor care au jucat fotbal? Destul cu aproximație, grosso modo. 10%. Nivel, destul de scăzut pentru că încep foarte devreme, să știi. Păi da, pentru că orice jucător de fotbal vede și știe că m-am dus cu ăsta la mișto, poate să mă ia sau să nu mă ia. Să-mi dea sau să nu-mi dea, că m-au zis la minge. Și eu vin și le-au cu totul și prind glezna cu ăsta. Că știam că asta se va. Toată lumea și-a dat seama că e roșu. Și FCSB-ul și-a dat seama că e roșu. Da, l-a schimbat. Da, l-a schimbat. Și spus-o Gigi Becali. Nu, Gigi Becali l-a schimbat, că el întotdeauna când e galben, îl schimbă. A spus-o după. A spus după aceea. Ferguson, el a mai învățat. Domnul Angel, ultima întrebare. Se pricepe Gigi Becali la fotbal? Da. Acum sau stai, tot timpul? 100% sau până la 10%. Când erați dumneavoastră prieten cu el, se pricepea la fotbal? Nu la extensia asta. Acum e deja... Învață foarte repede, îl învață toți, vorbește cu 7.000 de aici care știu și explică. Păi când îl auzeai tu pe Gigi vorbi vreodată de un, doi, să vii să primești mingea, să nu te ascunzi. E și greu, domnul Angel, e greu de tot să faci chestia asta, să spui. Du-te la coadă la carne și vezi dacă spune cineva așa ceva. Mă duc în 5.000. Păi nu, el știe, a învățat. Am învățat. Acum că el are pale lui, otroșos, nu avem. E jucăria lui, domne. El de bani face ce vrea. Dar nu-i bine, domnule. Pe cine spune că nu-i bine? De să dea cei 50.000 de fani bani, ca la Dinamo. Și să ține echipa și să vin ce vor. Pe nu o vinde. Păi de unde știi? Ia să-l întrebe. Să pună banii și să-l întrebe.
Domnul Angel, mulțumesc. Trebuie să vreze 24 de ore emisiune. Din păcate, doar o oră. Mulțumesc, Marius Avram. Aceasta a fost emisiunea ProSport Live în această seară. Cu mine vă reauziți mâine după ora 18. Urmează acum Drumul spre Paris, o emisiune dedicată gimnasticii masculine la Paris 2024, Jocurile Olimpice. În studio, Andrei Muntean, singurul gimnast calificat din România la această competiție, și antrenorul lui, Marius Berbecar. Toate cele bune, o seară plăcută!